O șiboancă în vârstă de 50 de ani a fost reținută de polițiști după ce ieri după amiază a pătruns într-o locuință din Bobota, de unde a furat mai multe bijuterii din aur. După ce a pus mâna pe obiectele prețioase, femeia s-a urcat într-o mașină și a fugit. A fost prinsă însă după mai puțin de o jumătate de oră. Miercuri 11 septembrie, în jurul orei 14, o sălăjancă din Bobota a sunat la 112 pentru a sesiza faptul că o femeie i-a pătruns în locuință și a furat mai multe bijuterii din aur, în valoare de 4.500 de lei, după care s-a urcat într-o mașină și a plecat. După mai puțin de o jumătate de oră, autoturismul în care se afla persoana bănuită de comiterea faptei, o femeie de 50 de ani din Jibou, a fost depistat în trafic de către polițiștii din cadrul Poliției orașului Jibou. În baza ordonanței de reținere emisă de polițiștii din cadrul secției 8 de Poliție Rurală Sârmășag, femeia a fost reținută, iar astăzi va fi prezentată parchetului de pe lângă judecătoria Jibou în vederea luării unei măsuri preventive. Polițiștii au întocmit dosar penal pentru infracțiunea de furt și continuă cercetările pentru documentarea întregii activități infracționale.